În primăvara anului 1977, Rick Hoyt i-a spus tatălui său că dorește să participe la o cursă de binefacere pentru un jucător de hockey care a rămas paralizat în urma unui accident. Departe de a fi un alergător de distanță lungă, tatăl a acceptat să-l împingă pe Rick în scaunul cu rotile și astfel au parcurs cei 8 km. După eveniment, Rick i-a spus tatălui său: "Tată, când alerg, simt că nu sunt o persoană cu dizabilități." Această provocare a fost doar începutul, căci apoi cei doi au participat la peste 1000 de alte curse. Dacă Rick, o persoană cu dizabilități, a reușit alături de tatăl lui să termine o cursă de 6000 de kilometri în 45 de zile, și tu, cu ajutorul tatălui tău ceresc, poți termina cu bine maratonul Bibliei în 42 de zile. Nu uita, totul depinde de tine. Suntem în ziua a 16-a. Trebuie doar să vrei. Nu renunța, vei reuși.